Da. Bine ați revenit la... la Cloud9 vs. Alliance 1-1, finala Dream League Season 1. Da. Încă nu mi-a zis regia, deci probabil încă mai puteți să postați acolo pe Facebook predicțiile. Sau nu, ci că nu mai gata, s-a tăiat. Vom vedea cine a apucat să prezică. Până atunci mai râdem un pic de ce am văzut pe chat acolo. Mă întreabă foarte multă lume când o să încep să streamez. A primit Darkon informația astăzi că a venit microprocesor. Deci săptămâna asta o să-mi facă calculatorul epic, un lolist, un PGL lolist, PGL Bausman. Și sper că de data asta nu o să mai mi se întâmple în dubioșenii. Și având în vedere că o să am un i7 în loc de i5, cred că problemele vor fi rezolvate. Și anume, sacadarea enervantă pe care pe voi nu vă deranjează. Ce mai probabil, da. De ce nu avem o secundă? De ce ați văzut magie? Fiți pregătiți pentru o magie! Sfinte fail! Hai că mai încercăm o dată. Eu nu știu, ăștia din regie se... Și jocul! Se țin de jocuri acolo în spate. Da. Încă nu s-a deslușit misterul ăla, locul 9-3 Europa, locul 9-3 Europa. La fel, da. Hai să urmărim banurile. Deci avem Brewmaster, Liliac, Mexican, Disruptor, Lican, Doombringer, Enigma și Pac. Iar ca alegeri de eroi Cloud9 au Wisp, primul pic, cele din două, nu știu exact cine a avut, ei au avut, cred. Mirana cu Shadow Demon, iar jos Trant Protector cu Nature's Prophet și cu Tidehunter, foarte mult verde jos. Foarte mult verde. Și au început iar Alliance cu Trant și Nature's Prophet, ceva ce eroi, fac foarte des. Doi eroi grași. Mereu le iese. A venit apoi și un Tidehunter, un element de control în teamfight-uri, iar cei de la Cloud9 au luat acum un Gyrocopter. Au ceva damage, o să fie Sing Sing pe Mirana mid, deci s-ar putea să meargă bine, fiindcă i-am mai văzut jucând chestia asta și se descurcă cu ea. Nu, de data asta nu mai sunt picuri de-astea cu care nu sunt foarte confortabil. Dar... De cealaltă parte, Alliance sau Trant, Admiral Bulldog va fi pe Nature's Prophet și va fi și un Tidehunter pe acolo, într-un fel sau în altul. Într-un fel sau în altul. Poate chiar pe S4 să aibă de vreme acel Ravage. Se prea poate, dar nu e foarte greu împotriva Mirana. Eroi subțire acolo pentru Cloud9. Subțiri, dar au agresiunea de vreme. Mai mult ca sigur Mirana o să fie mid, deci o să vedem Shadow Demon cu eu și Gyrocopter, sau poate o să fie un pic de dual. O să vedem. Nu cred că... Bone 7 Mirana și poate vom vedea Kunkka. Pentru că ai Gyrocopterul care poate să stea în față, cel puțin ca să dea damage-ul. Dacă îl saltă cineva, imediat mai reduci din damage cu Barca și cu Torrentul, dar... Nu cred că ar lăsa Sing Sing Mirana din mână și... Nu știu, aș vedea... Cred că o să stea sus Mirana cu Wisp mare parte în timp. Shadow Demon o să se mai ducă spre mid să gancheze. Gyro cu Wisp sus, scuze. Shadow Demon o să mai vină spre mid să gancheze, să o ajute pe Mirana acolo din când în când. Și apoi, pe offlane, poate iară un Nyx Assassin. A zis ceva chat-ul? Da, tocmai a dat clear cablu wireless și n-am apucat să știți. Putere mare de pus jos. Avem Nature's Prophet, armura de la copac și Chen. Ceea ce înseamnă că o să cadă turnuri pentru Cloud9 și nu și pentru Alliance. Simți pugna lui Loda? Poate o să o simtă și Cloud9 și o să baneze, deși nu cred că mai contează atât de tare, adică nu sunt, cum să zic, prea multe magii în joc încât să se simtă ward-ul atât de puternic. Într-adevăr, cred că ce contează mai mult este blastul, exact. Pentru că poate să vină rapid să îți dea totul jos, dar cred că nu e nevoie de neapărat un pusher. E nevoie neapărat, dar i-am văzut pe cei de la Alliance. N-ar intra rău în line-up. Luându-și o strategie. Naiba. Da, au lăsat. Da, au lăsat. Am nimerit o cât de cât, măcar un ban și a luat acolo pugna. Ce ar mai putea să meargă acolo la push? Ca și carry, nu prea văd mare lucru, dar poate o să fie, poate o să joace Loda pe Tidehunter și să vină un Dragonite mid pentru S4 și să aibă acel poison. Ar fi puțin riscant și cam neconvențional din partea lor, nu știu dacă ar vrea să încerce asta acum, dar ar putea fi o soluție și ar putea să intre peste ei destul de rapid să-i scoată din cașă. Uite, banat Nyx-ul lui Bone 7, exact ce spuneam mai devreme, că s-ar putea să vedem iar Nyx-ul.
Centaurul e încă în joc și nu l-a ales nimeni? Ar putea să-l ia Bone acum, ar intra destul de bine sus, chiar ar avea nevoie de ceva să stea în față. Dar, eu știu, poate au alte planuri. Poate Envy vrea altceva pentru românul nostru. Invoker. Interesant invocerul ăla. Au posibilitate, jos e mult mai mult HP. Foarte curios în ce o să aleagă Alliance, pentru că ți-am zis, în momentul când deja ai Chen, ai Nature's Prophet, nu prea are cine să împingă acolo, pentru că decât, adică și Mirana când se apropie totuși trebuie ca să vină aproape ca să dea acel Starfall. Shadow Demon nu poate să împingă, eu la fel. Girocopterul are putere de push, dar în principiu trebuie să-și păstreze acel Flag Cannon. Două dată, după aia trebuie să se dea înapoi pentru că nu are cum să continue. Chestia e că invokerul nu este offlaner. Drept urmare, cei de la Cloud9 cred că vor fi forțați să meargă offensive tri-lane. N-ai de unde să știi. Giro și Shadow Demon. E greu să stai cu invoker offlane. N-are sens, nu faci level destul de repede. Silencer e încă în joc. Poate Mirana offlane și invoker mid. Ar avea probleme chiar și Mirana pe offlane-ul acela. Phantom Assassin. Phantom Assassin. Ok. Da. Din nou aceeași problemă. Ai nevoie de BKB pe POTM, ai nevoie de BKB pe Eternal Envy și de-abia după ce pui MKB-ul o să știi sigur că dai jos acel PA. Totuși nu e atât de grav. Nu e atât de grav în acest moment. Mai ai și armura de la copac. O să fie un match interesant. Adică e posibil ca cei de la Alliance să o scoată la capă dacă le iese bine early-ul. Dacă o să dea turnuri suficient de repede încât pe au să crească. Și au și ceilalți cu ce să contreze. Pentru că ai Shadow Demon, ai Mirana, ai Invoker. Bune 7 văd că a ales Invoker-ul, deci de asta n-avem zic unde să știi dacă e sau nu pe offlane. Se vor duce offensive trailing cei de la Cloud9 și or să lase pe Bone 7 pe safe lane să farmeze. Altfel n-aș vedea cum... Oh, n-ai vedea acum și... N-aș vedea acum fiindcă mi-a crăpat Dota. Și doar ție ți-a crăpat. Cred că o să vină mai multe reconectori. Cred că o să vină mai multe reconectori în curând. Mai sămnițel, nu vă mai uitați la fețele noastre deprimate pentru că tocmai i-a crăpat jocul Dark Mikey. Se discută puternic de tot despre ce procesor ai nevoie să poți să faci un stream acolo pe chat. Am stârnit un adevărat trend. Eu fac cu i5. Mickey se întâlnesc ăștia și în cauza că ți-a picat jocul s-ar putea să ratezi First Blood. Nu că ar fi ceva care nu e din repertoriul tău. Da. Hai, râzi. Pe ăsta măcar l-aș fi nimerit că se întâlneau fix în... Așa. Și camera pe joc. Da. Am întârziat un pic din motive tehnice. Și să prezentăm un pic jucătorii. S4 va juca Tidehunter Ache, va fi cu Chen Loda, va juca Phantom Assassin Negama, va fi Terran Protector și Admiral Bulldog, va fi Nature's Prophet. Iar pentru cei de la Cloud9, Eternal Envy va juca pe Gyrocopter și va fi pe train alături de Pylai Dai și Aoi 2000, jucând pe Shadow Demon. Sing Sing va fi mid cu Mirana, iar Bone7 va fi pe Invoker. Bone7 va fi mid cu Invoker, iar Sing Sing va sta pe Safe Lane cu Mirana. Nu spun că nu o să se descurce Bone7 cu invokerul, nu asta e problema. Chestia e că nu stă foarte des mid. Doar că este obișnuit totuși cu situațiile astea de 1-1, deci cred că o să fie cât de cât ok. Dar e de urmărit aici. Ia uite cum păzește Eternal Envy acolo, DD-ul. Se pune chiar deasupra lui ca să nu fie observat. Adică dacă te uiți dintr-un anumit unghi, nici nu o să vezi că... Acolo e double damage-ul și Aoi se întâlnește cu Egm în sus împreună cu Aki, care l-au așteptat după colț, vine să mânța pe el, dar Aoi la timp reușește să dea și fii atent, stan acolo pe Aki. Sing Sing vrea ca să facă frag, dar n-au cum să se apropie pentru că Egm are mult prea multă viață. Și dacă n-am mai văzut un cen ofensiv. Da, s-au dus cei de la Alliance offensive trailing peste Mirana, Wisp și Shadow Demon. Iar Envy stă singur cu Admiral Bulldog. Nu știu pe cine avantajează această așezare, fiindcă Aki este aici cu armata de creepy călare pe Sing Sing. Trilane versus Chen. Are
Spursman și Loda, dar nu știu sigur dacă o să poată să, să se avânte așa puternic în ei, pentru că trebuie să fie foarte atent la Sing Sing să nu cumva să îi dea o săgeată și eventual un Starfall după aceea. Senzația mea că să-și bage 1-1-1 o să aibă și un punct în blur și atunci o să fie mai greu de dat jos. În special cu armura de la Trent. Cred că e prima oară când îl văd pe bune mid după multă vreme. După multă vreme. Trezește nostalgie și amintire și vine o săgeată care îl ia pe Loda acolo sus. Oare foarte bine l-a băgat pe copac în pământ și totuși cred că o să apuce armura. Blurul acela foarte bun și purme și el de asemenea a negat foarte mult damage din partea celor de la Cloud9. De fapt, Egumă nici măcar n-avea level 2. Eu am crezut că o să dea armura și o să-l bage în pământ din motivul ăsta, dar el de fapt a băgat sămânța la level 1, am și uitat. Ar fi avut un Lich Seed oricum, l-ar fi ajutat pe Loda. Au procedat bine. O săgeată iară pe Loda, dar nu au destul damage, pur și simplu nu au destul damage momentan. Purmei shield-ul acela pe Loda este mult prea bun. Pe ele de-aia foarte mult damage de la turn, dar s-a băgat acolo și 3 stack-uri de poison. O să mai aibă unul și cred că îl dă jos. Da, într-adevăr, avem First Blood-ul făcut acolo pe Loda, care chiar cu acel Purmei shield nu a reușit să facă față. Da, nu oprește magical damage. Doar că se teleportează și s-ar putea să vedem un cum e aici, că nu aui, nu are cum să mai scape. Sau se întâlnește cu Loda și n-are mana, n-are mana să mai dea ceva, vine și sămânța și încă câteva lovituri. Și o să facă frag. Încerca să mai dea un poison acolo înainte de moarte, așa să-i mai să rămână o amintire, dar n-a fost îndeajuns. Oricum First Blood pentru Cloud9, care iau un mic avantaj acolo, foarte mic, dar Ache s-a întors la farmat pădurea și nu prea e wardat, nu prea e wardată jungla aceasta de la Radiant. Pare însă că se mută tri-lane-ul celor de la Cloud9, îl lasă pe Sing Sing acolo singur și și-a dat demon alături de Wisp, deja se îndreaptă înspre Eternal Envy. Mă bucur că Bone optează pentru un Facebook de început, pentru că au nevoie să fie agresiv de vreme ca să pună presiune pe acel PA, să nu reușească să farmeze și să aibă suficiente iteme încât în momentul în care ar trebui să facă pușul să îl salte și încearcă ceva acolo, dar nu prea au cum să-l dea încă jos. Se mută Loda înspre jos, Admiral Bulldog e deja sus, mișcări masive de trupe pentru ambele echipe. Fiecare încearcă să găsească avantaj pentru carry-ul său. Până acum Envy este cel mai câștigat, 27 de grip și 6 din euro. Loda este în spate rău de tot cu 7 grip. L-a prins acolo, dar nu mai avem acum săgeată pe post de follow-up, însă avem un Rocket Barrage care dă foarte mult damage pe Loda. Să vedem dacă apucă blink-ul și nu. Îl taie acolo, 2-1 pentru Cloud9. N-avea pe ce să dea blink Loda, cam departe creepy de el. Nu știu dacă au făcut o alegere bună cei de la Lions să schimbe liniile. Nu prea are Loda unde să stea, când s-a dus sus a murit de mâna Miranei, acum a murit de mâna, acestui Gyrocopter. Totuși și-a luat săgeată după săgeată, adică a fost și un pic de ghinion pentru el. Nu cred că se poate repeta același scenariu la infinit. Chestia e că cu Shadow Demon acolo ai Disruption, poți să nimerești săgeți oricum, e destul de ușor. Aici un Wildwing Reaper care începe să casteze tornada, dar până la urmă va fi hrană pentru Envy. 7-7 gold. Când Envy nu farmează jungla, vine jungla la el. Loda ținut aici cu armură de Trant și are nevoie, foarte rău de tot ce poate Loda, fiindcă și fii atent că Aoi se gândea să tragă creepy, dar și-a dat un smoke. Și cred că o să încerce să-i vină de hack lui Admiral Bulldog, pentru că au o combinație foarte bună. Între timp S4 are haste, are și revenge. S-ar putea să doară sus pentru Cloud9 și se întâlnește cu Aoi, îl vede. Și-a activat haste-ul, i-a dat gash, l-a băgat acolo. O să vină săgeata și da, într-adevăr, îl nimerește, dar are Kraken Shell. Nu cred că ar vrea să se bată cu el prea mult, mai ales că e destul de rapid și are Anchor Smash-ul ăla de level 3. A făcut un kill pe Chen acolo, Whisper. S-ar putea să facă și pe Loda, că nu mai are multă viață, dar îl trimite înapoi, vine ultima ta de profet. Da. Și da, ce șansă pentru Sing Sing. S4 în care haste, Bone 7 se duce acolo, dar nu prea are cum să-l oprească pe Tide. 3-2 în momentul acesta, Cloud9 încă în avantaj, dar nu cu mult.
S-au prins că e Envy singur aici, vin niște pinguri. Cred că vine și Bulldog. Nu, nu se teleportează. Îmi place că Pai stă mid acolo, de-abia așteaptă să facă level 6. Profită de faptul că Bone s-a dus sus. Și dacă vor să schimbe iară liniile, oare? Inițial a părut că Bone se duce sus să apere, dar... Fii atent că Pai s-ar putea să aibă problemă acolo. Vine un TP și nu-mi vine să cred că pur și simplu vine, dă Gush, Anchor Smash și îl dă jos. Mică greșeală, da. În care Ravage S4. Sing Sing trebuie să aibă mare grijă. Oboseală, aș cam spune cuvântul. Foarte avansat acolo a Ui, l-a băgat pe copac în pământ și vine ultimata lui Envy. Încă câteva lovituri, vine, nu reușește să dea prea mult și Ache s-ar putea să aibă și el probleme pentru că Eternal Envy a băgat în bombiță. Se duce, lovește, dar nu prea au cum să se mai bage pentru că le e frică de Loda. E prezentat și S4 care și-a luat săgeată, încă câteva lovituri și nu apucă Ravage-ul acolo. Omoară în curând probabil și Pufnița și 6-3 pentru Cloud9. Foarte bine a rotit Sing Sing acolo. Săgeata lui a fost magică. Da, aveau neapărat nevoie dacă venea Tidehunter acolo cu un Ravage. Nu știu ce se mai întâmpla. De asemenea, foarte norocos a fost DD-ul acela pe Envy. Are battle girocopterul și avea DD-ul pregătit fix pentru o situație de genul acesta. A reușit să dea foarte, foarte mult damage. 6-3. Poate am fost cam pesimist cu 3-1. Arată mai bine Cloud9 acum. Ce-i drept față de primul joc, arată mult mai bine. Par mai sigur pe ei, probabil s-au și saturat așa să o piardă în fiecare finală pentru că au emoții. Și au fost mai cucetați la pic. Toate astea nu e sfârșit de meci, de-abia minutul 8. S4 încă are Ravage, găsește și un regen sus. Și Bone, văd că și-a luat două măști pe el. Cineva o să se miște repede și probabil o să aibă Orhidee, nu e ul. Da, și nu e o alegere rea deloc. Ai destule chestii pe care vrei să le oprești la echipa adversă. Pe care cel mai important cred că ar fi chiar Loda. A format destul de bine, el cu girocopterul sunt primele două locuri. Da. Envy cel puțin a fost nederanjat aici, ba chiar are și câteva kill-uri. 1600 gold. Sper să nu facă Midas. Asta e singura mea dorință. Nu aș fi atât de sigur. Pentru că face level repede, nu ar fi neapărat o greșeală să pună pe el așa ceva. Nu ar fi neapărat o greșeală, dar cred că or să aibă nevoie să se bată cât de cât repede. Vine ultimata acolo, Loda o mănâncă din plin, vine acum și Roger Baraju, dar nu poate să continue pentru că ia acolo e gâmă. Un copac de nădejde să îl salți de fiecare dată când ai Phantom Strike și cineva te ia la discuții. Ce-mi place mie la Envy că, în general, girocopterii nu pun niciun punct în homing missile și atât de util acel stun. Mai ales că foarte greu dai jos bombița. 2 secunde jumătate. A forțat TP-ul acolo, a uit, dar s-ar putea să nu-și dorească acest lucru, fiindcă aici e S4, dar forțează totuși Ravage-ul cu acel TP. Da, să dai un Ravage pentru un suport. Opa, se teleportează sus și Admiral Bulldog s-ar putea să aibă problemă. Mai bine aici un TP este Loda, care este asaltat acolo de Bone și oare o să apuce să dea ceva? Are săgeata, dar au cam dat câte unul în altul și nu au reușit să facă nimic. Până la urmă au forțat TP-ul lui Loda, dar poate acesta chiar vrea oricum să vină sus să farmeze, deci... Au schimbat ușor, profetul a plecat cu teleport. Da. E cam haos pe hartă, nu vezi foarte de jocurile astea în care toată lumea se plimbă pe toate liniile. În general e în tri-lane versus off-lane și se stă liniștit, se farmează primele 12 minute. E, de data asta acțiune se aleargă pe hartă ambele echipe. Să mutăm pe net worth, că e mai relevant în momentul acesta. Giro 5000 gold, Bone 7 al doilea și S4 vine apoi al treilea, Sing Sing, Admiral Bulldog, Loda are cam puțin farm pe Phantom Assassin, de-abia și-a terminat Red și Purman Shield, dar asta nu înseamnă că nu poate recupera, desigur. Cineva zicea pe chat că copacul e inutil pentru Giro, nu și când are ultimata, pentru că chiar dacă își dă BKB-ul ăla,
îl ține nițel din a arunca gălezii de mici. Cred că se referea la armură versus Rocket Barrage, că elimin foarte repede armura. De vreme, da. E adevărat, momentan este relevant, dar mai încolo o să fie ai ceva dreptate. Mai bine. Adică, de fapt, poți să stai liniștit. Girocopterul nu a făcut Midas, tocmai și-a luat Demon Edge. Doar că Mida acolo se pregătește un gang. Twilight Ace ar putea să se întâlnească cu clipul Lucian. Foarte bine a dat acolo stun-ul și oare o să apuce las? Da, apucă și oare o să vină mai departe. În cele din urmă moare de la ultimata profetului și s-au chinuit ceva. Vine și Pone, care reușește să dea un EMP acolo pe Loda. Îl lasă fără mana, da. Și pe Ache, de asemenea, zero mana. Nu vreau cum să continue. Credeam că îl vor pe Sing Sing Mid, dar până la urmă l-au găsit pe Wisp undeva în spate. Vedem, vine Glyph-ul. Se întreaptă și Aoi în direcția aceea. Eternal Envy farmează Ancients, deci nu prea ar trebui să vină la luptă acum, dar prinde totuși un regen jos. Runa norocoasă pentru el. Foarte norocoasă, aș spune. Cred că o să vezi cel mai rapid make-up eu făcut vreodată. Au văzut pe Aula, ai zis, nu mai frate, dacă am primul prins, am prins acest început, hai să-l văd eu cum mai sare în mine. Are două puncte băgate în blur, 30% evasion. Chiar sunt curios cât de repede poate termina Envy MKB-ul și dacă nu va decide să facă BKB înainte, dacă se duce așa pe un MKB pur. Sunt sigur dacă e cea mai bună alegere, dar... N-are de ce să-i fie frică. Gândește-te că îl are pe Pai în spate, care poate să îl mai ajute să-l țină în viață. Este și Aoi, care în caz de necaz îl bagă în acel disruption. Warda Chen. Iar cei de la Alliance s-au prins că se folosesc mult de Ancients Cloud9. Envy cred că vrea să-l prindă pe Bulldog cu ultimata, așteaptă, da, vine ultimata slow și nu mai are cum să continue. A reacționat rapid Bulldog să fugă în spate, dacă ar fi avansat puțin, cred că nu mai avea timp să se retragă în cele din urmă, dar... Alliance n-au reușit să ia nici măcar un turn până acum și este 6 la 5, au Chen-ul ăla, într-adevăr, nici Cloud9 nu a dat jos, dar ca Chen e mult mai important să poți să dai de vreme turnurile. Mid văd că e cel mai rănit. Da. Girocopterul ăsta farmat o să fie mult mai greu de făcut pușu. Trebuie să stai cu minte și să campezi momentul. Și nu știu dacă trece în timp în favoarea celor de la Alliance, pentru că Pone se apropie verticinos de acea orhidee. Are și magiile de așa natură încât să inițieze. Și că vorbeam de inițiare, a ratat acolo Sing Sing săgeata și S4 a săltat toată lumea cu un Ravage. Vai cât de bine a venit acolo Pylight Dive, vine și Pone și să vedem dacă o să reușească să-l dea jos pe Eggman. Nu poate să atace, uite ce înseamnă ultimata de copac, în cele din urmă Eggman cade și vine Eternal Envy, să vedem dacă o să reușească să omoare pe cineva, pentru că e lângă Loda, dar nu prea are cum să avanseze. Atât de multe unități aici, Trianții lui Furion, Creepy lui Chen, foarte greu celor de la Cloud9 să se lupte, că... Nu au așa mult AOE, se bazează foarte mult pe Black Cannon. Și vine ultimata, oare o să prindă cum trebuie, vine și MP-ul. Loda reușește în cele din urmă să scape acolo. Și s-ar putea să se întoarcă la bătaie. Între timp jos, a găsit Eternal Envy un haste, îl aleargă pe S4, încearcă să distrugă bombița, apucă, dar vine și săgeata și nu vine să cred cum îi șterpelește urechea lui Admiral Bulldog, nu reușește să-l lovească. Wow! Ce bătălie. Lupta de gherilă pentru Alliance, intră, mai dau niște damage, yes. Vor să ia chiar un 5 la 5 cu Cloud9, cel puțin nu împotriva lui Envy, care lovește foarte tare. Însă nici nu-l opresc din farm, mai are destul de puțin până la MKB, încă 500 gold. O să-l termine destul de rapid, dacă ar lua și un turn cei de la Cloud9 ar fi deja gata. Pylight Dive prins aici cu slow, vine și Bulldog și nicio șansă pentru Wisp să scape. Bine că n-am întârziat, că se apropia curierul și cred că murea și el. Nu mai are multă viață turnul de jos și nu știu dacă o să poată să vină cineva să-l apere, pentru că S4 nu mai are ultimată, nu mai are multă viață. O să-i lase Geofun, cred că totuși dă TP, au dat și Glyph. L-au văzut pe Envy, care era foarte în față, dar...
A dat o săgeată acolo și nu vine să cred că încearcă acolo să facă frag, da. Are puțină viață Loda. Și turnul a primit armură de Trent, nu vrea să lase ICM turnul acela să părea că când o să dea în turn, când o să dea în Loda, când o să dea în turn, când o să dea în Loda, era indecis. Până a venit armura de Trent, după aia și-a dat seama că nu are cum să ia turnul acela. MKB pentru Eternal Envy, gata. Pur și simplu gata. Mai e drum lung, trebuie și un BKB ca să poată să stai liniștit și dacă ne uităm bune, tocmai și-a terminat Orhideea. Dacă trebuie cumva o să-l zărească pe S4, nu cred că vom vedea Raya Regi în acest match. O să intre crack în shell-ul oricum și trebuie să avem mare grijă cu acel silence. Să nu cumva să dea colateral girocopterul prea mult în el. Adevărul e că dacă oricum își folosește blink-ul, tu i-ai dat un silence, nu prea mai contează dacă o să-l casteze după, când nu prinde pe cine dorește. Și multă lume în smoke. Profetul cred că e pregătit să se teleporteze, doar Loda nu participă la acest gang. Și se dau ping-uri la Roshan, au vrut să vadă dacă e acolo. A într-o poziție cam ciudată. Oh, foarte bine s-a legat acolo, vine și ultimata de poteme și nu reușește să prindă nimic aici suedezii. Se cam așteptau la gangul acesta Cloud9. Vedea din poziționare și cred că vor să dea un relocate. Se duc aici peste Admiral Bulldog și iată că Hex-ul acela intră deja în joc. Cine se teleportează? Chiar e atât de arogant? Nu, a oprit cancel-ul. Să vedem dacă îl ia înapoi pe Envy și da, au luat turnul. Cred că ar putea să îl ducă cu Tether Pai, dar până la urmă nu. Nu or să încerce să apere turnul de sus. În schimb, Mirana are DD și va forța aici mid. Vin ping-uri de la S4, care are Revege. Dar e și Bone 7 aici. Ține ceva vreme de DD-ul. E în Ghostwalk cu un EMP. Nu cred că ar mai avea mana Tidehunter de Ravage, dar... Oh, stai că între timpul alergă pe paile, ai dai sus EGM și Loda. Vine acolo AUI cu un TP, îl vor pe EGM, dar au doar sentry pe AUI. Și da, uite că a aruncat în el, dar ratează tornada. Vai, și-a luat plasa, a sărit Loda în el, foarte bine l-a salvat AUI și vine săgeata fix în Loda acolo. Curge și Ravage-ul și nu cred că au cum să se bată aici Cloud9, pentru că pur și simplu Alliance o să se dea înapoi. Double kill cu Ravage-ul acela. Multe TP-uri. Au fost mult prea mulți și superioritatea numerică s-a simțit. A fost mult prea mulți și cu Ravage. Da. A venit la fix S4. La fix când a ieșit Bone 7 din disruption-ul lui AUI, direct în Ravage a ieșit. Deci da, sincronizare bună pentru Tidehunter acolo. Să vedem dacă vor Roshan-ul, fiindcă văd că sunt aici aproape. Whisper are tranquil boots, stă în spate cu overcharge-ul activat și Envy primește destul de mult heal. Intră destul de mult damage. Bone l-a zărit pe glumă, i-a dat acolo tornadă și da, o să vedem un relocate aici și nu cred că o să mai apuce să facă nimica. Mai pleci de la Roshan, mai faci. Și că se dă un ping sus. Se duc, dar cred că Roshanul e mult mai important. Trebuie să vină totuși cineva. Are 9 secunde până tornada, nu cred că au ce să facă prea mult acolo. Și avantajul să fie dire. S-au oprit cel mai probabil Alliance, că sunt la Roshan la noi, dar nu prea au ce să facă. Avem Aegis acum pe Envy, MKB și Aegis. Și acum niște Ancients. Are totuși 967 HP în momentul acesta, are nevoie de BKB cât mai rapid, punctul meu de vedere cel puțin. Și chiar și atunci o să aibă niște mici probleme cu PA-ul dacă ajunge să pună farm până la urmă Loda. Fiindcă va da niște crituri destul de puternice. Un alt meci dificil pentru Cloud9. 10 dificil la 8 și pentru Alliance, nu... Da, și în direcția cealaltă.
Dacă te uiți la bani, conduc, dar nu cum foarte mult, 3500 și experiența 2000 și asta după ce au luat Roșan. Erau pe val, au mai scăzut, au revenit. O să fie greu cu bune care se mișcă repede în Ghostwalk și... Nu știu dacă au detecție asta de urmăresc itemele. Abata au pe gâmă, au un gem pregătit special pentru bune. Și dust. Și dust pe doi eroi, da. Dust pe EGM, dust pe Ache, sentry-uri pe Ache. Dar ce mai contează dacă fac acum 5-man Dota cu PKB-ul ăla pe Eternal Envy? Greu de tot o să se dispute fight-ul. Pentru că Eggman trebuie ca să-și dea ultimata doar după acesta, după ce acesta își dă PKB-ul. Altfel, nu cred că o să se apropie nimeni sănătos la minte de el. O să geată la scout sus acolo. Un cliff ciudat. Cred că mai trag de cliff și s-ar putea să se întâlnească cu... Eternal Envy acolo, mult prea bine prins. Oare o să-și dea PKB-ul? Nu cred că vrea să-și dea. Acum uite că totuși l-a activat. Vine ultimata și da, Eggman îl prinde acolo în rădăcini, dar Pylight Eye nu moare. Și a venit acolo Bone 7 care îl prinde pe Loda, încă câteva lovituri, se duce Eternal Envy, dar în cele din urmă este trimis acasă de către Ache și le mai trebuie doar câteva lovituri și într-adevăr cenul îl trapă. Cred că o să moare și toți creepy. Și fii atent că Loda s-a întors, nu știu dacă vrea neapărat, i-a pus bombița în cap. Încearcă să sară acolo după S4, dar unde să fugi de ea? Uite cât de bine a intrat și vine acum Orchidee, vine și Ravage-ul, dar Eternal Levy cred că o să dea mult prea mult damage acolo și nu cred că o să poată să-l dea jos. RTMP, dar nu lovește pe nimeni de data aceasta. Și multe unități Envy, aproape a picat, pierde Aegis-ul în cel din urmă și nu e în cea mai bună poziție. Nu știu dacă cei de la Cloud9... Aoleo, ce săgeata da Sing Sing acolo un creep, ce greșeală, noroc că vine Tornada, vine ultimata lui Envy și Eggman mai mult ca sigur o să se spulbere acolo. S4 și el nu mai are foarte multă viață. Vine bombița, dar nu cred că ar trebui să insiste aici. Cred că Eternal Envy cele din urmă o să cadă și da, într-adevăr, 835 gold l-a plătit acolo pentru Ache. Au zăbovit mult prea mult la bătaia asta. Foarte bine dat TP-ul acolo, că un pas dacă mai făcea, nu se ducea bine. Au rămas totuși cu un gem. Gemul, da. gemul lui EGM. Gemul lui EGM. Și Sing Sing a ratat el săgeat acolo, dar a reușit să pună un demonage pe el. Care face și el MKB? Probabil că da. E destul de frică de Phantom Assassin. O arata Bone 7 acolo, dar până la urmă pune Orchid, pune și Cold Snap. Nu are totuși cum să-l oprească pe Loda. 24 și... E cam departe de backup Loda. Trebuie să aibă grijă Ache de fiecare dată să-l salveze atunci când e ceva problematic. Începe să dea mai mult damage Admiral Bulbo. Într-adevăr, pe este primul de la network de la Alliance. Loda e foarte, foarte jos. Și chiar și sub S4. Nu chiar atât de jos, dar e mult în spatele celorlalți eroi de core. Da. Envy pare mult mai puternic, dar se și bagă foarte în față Envy pe când... Pe bune și spunem dacă presupui așa, ce item o să facă? O să avem team MKB. Poate Basher. Poate Basher, uite, tocmai a depistat acolo un ward. L-a scos, a băgat din nou în invizibilitate. Mi s-ar părea cam mult 3 MKB-uri, dar... Iată, că a dat ultimate, dar... ca să ia niște grip. Vine săgeata care... Dă un gol acolo în poarta formată dintre S4 și Echo, nu? Para invizibilă. Nu știu dacă ar fi intrat oricum, erau cam departe ei de la Alliance acolo pentru restul echipei Cloud9. Minutul 25 s-a așezat puțină liniște de haltă. Pătura păcii. Lumea vrea să farmeze. Și cred că situația asta l-avantajează pe Loda. Că la un moment dat Phantom Assassin o să lovească foarte tare. O să lovească, dar
are foarte puțină viață și nu cred că apucă să fure atât de mult. Are dominatorul ăla drum lung până la satanici. Ia pe că Bonel saltă acolo. Tă, reușește să dea silence-ul pe spatul care nu mai are mana, dar are mana but să dea mai departe. Și fii atent că s-a teleportat acolo cu girocopter. Într-adevăr, dă ceva damage, dar nu prea au făcut impact. Gine a venit imediat overgrowth-ul și a oprit acolo acțiunea. Vine săgeata aceea care nimerește pe creep și vine Ravage-ul fix atunci când s-a terminat lui Eternal Envy BKB-ul. Foarte răbdător acolo S4 și cât de important a fost overgrowth-ul în a opri inițierea. Vine Admiral Bulldog în față, băgat bine în pământ. Acest EMP îl oprește acolo pe Loda, nu mai are niciun pic de mana, dar restul celor de la Lions o duc bine și vor continua aici chase-ul, dar nu și după turn. Ce înseamnă copacul ăla? Pur și simplu, da, a distrus, strică combinațiile. A distrus toată ideea din spatele acelui relocate cu girocopter. Că a venit cu BKB-ul, se aștepta să facă multe și la urmă nu a reușit mult. Vrea să facă o schemă bune 7. Și uite că campează. Cred că Admiral Bulldog o să se ducă la fântână. Uite cum l-a luat la întrebări. Se bagă el acolo în foc și cred că vine și armura să-l ajute. A dat bine săgeata acolo, simțim, da. Vine și Tornada. Vine aici și Eternal Envy în cele din urmă, care începe să toarne damage și da, într-un final îl dă jos și omoară și creepy lui Chen. Și s-ar putea să-l dea jos, da, într-adevăr reușește să facă foarte bine. S-au luptat aici Cloud9 în continuare. Bone 7 are tot ce-i trebuie. Are Orchideea, îl ține pe loc pe EGM. Vine și săgeata care trece pe lângă, dar nu mai contează. Da, double kill pentru Sing Sing. Și-au intrat bine acolo în Cyberman, doamne, în Admiral Bulldog. În Cyberman. Încep să simt și eu obosea. Dar am observat totuși un lucru, are Hex. Are Hex Admiral Bulldog. E minutul 28, dar tot mi se pare destul de bine, fiindcă poate să oprească destul de mult din activitatea celor de la Crown9. Păi și va pe Tidehunter și că tot vorbeam de el, se întâlnește acolo cu Bone. Pur și simplu îl tatonează nițel pentru că nu are nicio șansă să îl doboare. În special cu Shiva acum, multă armură pentru S4. Minutul 28, 14 la 13, cam un kill pe minut în acest joc. Foarte echilibrat de altfel. 5000 gold avantaj pentru Cloud9, ceva mai mult de 5000 XP, dar mergi greu oricum. Mergi greu, foarte echilibrat pentru ambele echipe. Să vedem dacă aceste mase MKB-uri vor face treabă. O să vă plăroa mai strâns bani? Nu. A rămas la stadiul de un javelin. Mirana are aproape bani de MKB. O să strângă acum 3000 și cu 2 MKB-uri, da, o să fie mult mai dificil pentru Envy să stea pe... pentru Loda să stea la luptă. E clar, am început să încurc toate numele. Nu are nimic, poți să le iei la rând. Dacă le iei pe toate, Loda, Envy, Cyborg, Match. Fii atent că... Vroia. Cu Hex poate apucau să-l dea. E și S4 în zonă, cu Shiva și cu Ravage. S-ar putea să-l dea rapid jos, dacă cumva o să înainteze. Dacă n-apucă BKB-ul Envy, da. S-ar putea să vadă acolo, Bone. Award. Da, l-a văzut și pe Bulldog. Ulu, mă duc înapoi. Mă duc lângă toată echipa mea. Da, timpul pentru 5 man. Gata cu prostiile că s-ar putea să mănânce bătaie dacă mai... E o finală în joc. Mai zăbovesc așa. Gruparea piticilor. Gruparea piticilor. Strică Eroșan în drum și strică view-ul. Hai că ai încercat acolo, în cere din urmă, uite, ai și reușit să-i pui acolo. Opa, s-au speriat. Gata. Au căzut pe spate. Când l-au văzut pe Bone. Concentrează-te la joc, dar cum ai fi am promis să-l ghetrita de doar dacă Cloud9 câștigă. Păi au câștigat un joc. În joc au câștigat, ce-i drept. Fii atent că se întâlnește Bone cu S4.
L-au văzut acolo, dar și-a dat seama că era pe Tidehunter. După tiniția pe Tidehunter e mult prea rezistent, dar pare că cei de la Lions se duc aici pe push și au creepy decent. Loda are BKB-ul de 10 secunde și are încredere că se poate lupta în acest moment. Nu prea înțeleg de ce girocopterul a făcut manta. Vor să ai, vrea ca să aibă acolo pentru jumătate de copac. Și fii atent că Pylight Day mai are foarte puțină viață. Foarte bine l-a băgat acolo în lumea dimensională a Wii. Vine ultimata de profet totuși, care nu-l lasă să supraviețuiască. Cam greu fără Wii să aperi. Un element important în combinația aceea cu girocopter, săgeata, pe nimic. De fiecare dată îl targetează și nu... Ca o Ravage, fii atent că s-ar putea, l-au prins aici pe Envy fără BKB și nu are buyback în acest moment. Envy, cel mai important erou de la Cloud9. Doamne, Loda își dă acolo BKB-ul și mai face încă un kill pe Shadow Demon. Cred că o să pice turnul și poate chiar barăci. Dar tornadă EMP de la Bone 7 și nu mai are nimeni mana, mă rog, cel puțin 3 eroi. Sing Sing mult prea în față, dă un leap acolo. Uite că au reușit chiar așa și în doi să... Mamă, ce săgeată i-a dat lui Ego, mă. Vine și un blast, turnul încă stă în picioare și s-a născut Pylight Day. Vor totuși să prindă pe cineva. Are MKB totuși, Sing, are damage. Ar fi motive de teamă pentru cei de la Alliance. Oh, lasă-l tata acolo, a sărit și S4 și iată că Pai din nou o să crape și... Loda are mult prea mult HP, mai vine un teleport, este AUI, să vedem dacă tornada o să prindă, îl prinde acolo, vine și săgeata, dar mult prea târziu, a doua săgeată pe care o ratează Sing Sing în combinație cu tornada. Săgeata aceasta a fost ceva mai importantă. Da, Lions iau puțin avânt după ultimul fight, au intrat foarte bine, l-au văzut pe Envy, a sărit Tidehunter-ul fix lângă el și când ești foarte aproape nu prea ai timp să reacționezi la Ravage cu BKB-ul. Dar și ei au fost puțin cam avansați. Nu aveau niciun motiv să stea în afara bazei. Nici măcar Envy nu avea niciun motiv să stea în afară. Putea să stea înăuntru liniștit. Și cred că ar fi arătat altfel acel defense. Puțin prea agresiv. Dar n-au pierdut nimic. Tornadă cu EMP și un Deafening Blast a mai oprit din acțiune. Și turnul e încă în picioare. Mă gândesc dacă chiar e o alegere înțeleaptă pentru Bone să își facă ceva cu acel Javelin, adică nu mai util ar fi fost un Hex sau chiar un Eul de vreme, pentru că ai avea pe cine să ridici în aer la fiecare fight. Poate cu copacul ăla nu mai apucă să dea ultimata. Chiar și un Hex împotriva lui Loda ar fi fost extraordinar de bun. Eul pe S4. Mai... sau pe AGM. Că până acum a fost o problemă mai mare ultimata aceasta de Trant împotriva lui Envy decât acel Ravage. Te oprește din BKB. Da, doar că pe Trant-ul vezi unde e, adică Tidehunter-ul are posibilitatea momentan să sară cu dagger-ul, spre osebire de copăcel, și nu poți să te bagi când știi că vine Ravage-ul. Mai ales că singurul care are BKB este Eternal Envy, da. Mă uitam să văd dacă mai pornește cineva vreo construcție, dar nu se vede în un viitor apropiat. Cred că vine un smoke aici.